Salut, stăm de vorbă cu Valentin Maior, fondatorul comunității Romanian IT. Salut, Valentin! Salut, Ovidiu! Câteva întrebări pentru astăzi. Romanian IT este o idee de comunitate foarte faină care încearcă să adune IT-ul din exteriorul țării. Cum ți-a venit această idee? Da, ideea a plecat dintr-o nevoie, de fapt, în momentul în care m-am mutat la Paris în 2014, plecat de la Cluj în contextul în care eram aici foarte bine ancorat în tot ceea ce înseamnă comunitate de IT, am ajuns acolo peste noapte, am plecat pentru a avea experiența respectivă de viață și profesională și am realizat că nu există comunitate de IT-ști români, nici de român nu era extraordinar de bine închegată, dar mai ales nișat pe IT. Ne vorbim foarte bine franceză, pe evenimentele la care participam nu era foarte, nu mă încurajau să mă duc, așa încât am plecat cu ideea asta, hai să ne întâlnim prima dată niște prieteni, să deja să ne cunoaștem, să facem un pic de networking, iar ulterior am plecat cu ideea de hub de IT-ști român la Paris. Am repetat câteva meet-up-uri pe decursul a câtorva luni și ne-am dat seama că ideea s-ar aplica și pentru alte orașe în contextul în care noi am început să luăm legătura, de fapt, și cu persoane din Londra, persoane din America și atunci am zis ce ar fi să ducem proiectul ăsta la scară globală. Bineînțeles, nu știam exact cum vrem să facem lucrul ăsta, dar ne-am dat seama că există un potențial, există o nișă acolo. Așa încât am început munca de background, am început să dăm zeci de telefoane ca să vedem unde există comunități pornite, dacă există deja o structură. Am început să facem research pe ce structură există asemănătoare cele pe care ne gândeam noi și am plecat la drum cu proiectul acesta care se cheamă astăzi Romanian IT, comunitatea globală a românilor din tech. Deci oarecum am nișat, dar nu extraordinar de tare. Și Romanian IT reprezintă de fapt o rețea de comunități sau centre, cum le zicem noi, în afara României, care lucrează, bineînțeles, strâns în colaborare și cu ceea ce există ca și comunități în România, încercând să creeze un fel de structură în baza căreia noi, de fapt, să putem să începem să colaborăm, să comunicăm, să ne cunoaștem mai mult și, bineînțeles, să promovăm ceea ce înseamnă IT românesc. Pentru că, cum știe toată lumea, la nivel individual oamenii sunt foarte bine priviți, dar avem un minus în ceea ce privește imaginea pe ansamblu IT-ului românesc, pornind de la istoria lui, outsourcing și acum evoluând încet, încet. Sunt lucruri, foarte multe lucruri bune care se întâmplă în România și care ar putea beneficia de un boost de imagine care se poate face, bineînțeles, prin intermediul specialiștilor plecați. Am înțeles, foarte, foarte interesantă ideea și pare foarte mult de lucru. Cum reușești să faci toate acestea și care este de fapt echipa din spate, în afară de tine? Cine mai este implicat în acest proiect? A fost foarte îmbucurător pentru că în momentul în care am definit misiunea, care suferă constant modificări, bineînțeles, pivotează în funcție de necesități, am început să vină oamenii singuri, să se atașeze de idee. Chiar la începutul proiectului a venit o persoană care astăzi este și cofondator, și anume Oana Burawi, care a adus un boost mare, mai ales la nivel de energie, de entuziasm proiectului. Oana a preluat ceea ce noi numim community building, adică efectiv dezvoltarea de network, de deschiderea centrelor efective. Până astăzi am avut evenimente de lansare în Paris, în Londra, în Manchester, în München, în San Francisco și deja avem, pe 20 mai avem la Roma. Ulterior au început să vină persoane care din afara, persoane care s-au înscris în cadrul proiectului după ce am avut evenimentul de lansare la Cluj, au auzit de noi și au vrut să ne ajute să dezvoltăm comunitatea și în afară. De exemplu, sunt persoane care la Londra și la Manchester, așa s-au întâmplat. Și prin intermediul parteneriatelor pe care noi le-am avut, cum ar fi cel cu LSRS-ul, de exemplu, Liga Studenților Români din Străinătate, am reușit să ne extindem foarte, foarte rapid network-ul. Și atunci, ideea proiectului fiind una cu o viziune mare, am început să atragă voluntari și ambasadori. Noi le zicem ambasadori pentru că ei, de fapt, ce fac, ne reprezintă la fața locului și ne ajută efectiv să organizăm evenimentele, să dezvoltăm comunitatea și să întreținem activitatea și după. Astăzi suntem în jur de
20 de persoane cât sunt implicate la nivel de voluntariat, pentru că este vorbim de o structură ONG-istă. Asociație, da. Exact, o asociație. Deci forma sub care ne organizăm este asociație, o asociație descentralizată pentru că se va dezvolta juridic și în comunitățile în care ne-am implantat deja, în ideea de a permite fiecare structură să se autogestioneze, autofinanțeze și așa mai departe. Foarte interesant. Și tot vorbeai de evenimente. Ce evenimente o să mai organizați în viitor? Noi încercăm la nivel de activitate să avem partea online, pentru că vorbim de o comunitate la nivel global și atunci altfel nu prea avem cum să-i reunim. Dar există și offline, pe lângă meetup-urile pe care încercăm să le reiterăm la nivel zonal, deci la fiecare centru. Am plecat cu ideea unui concept de eveniment, să zicem așa, pentru că va fi prima ediție. Anul ăsta la Paris încercăm împreună cu suportul ambasadei de la România la Paris să creăm un eveniment, cu o aventură un pic mai mare, în ideea promovării IT-ului românesc și de a pune la aceeași masă, de fapt, factorii implicați în IT-ul românesc. Vorbim aici de specialiști, vorbim aici de companii, de startup-uri și încercăm să creăm un eveniment în care să-i aducem în context un fel de, să zicem, business matchmaking, care ulterior să-l duplicăm, să-l facem și în Londra, unde am primit deja invitații din partea ambasadei Londrei și în celelalte centre. Toate chestia asta vine așa cu o viziune pe termen mediu-lung. Am înțeles. Și spunea la un moment dat ceva despre webinare care le organizați. Cum poate un cititor Today Software Magazine, de exemplu, sau cineva din zona IT-ului să intre și să se alăture, să vadă, de fapt, aceste webinare? Unde ar trebui să intre? Foarte bună întrebare, Ovidiu. Cum ziceam, activitatea de online are mai multe direcții, să zicem. Unele dintre ele este exact webinarii pe care zici tu, care, de fapt, rămâne în ideea de promovare a membrilor. Adică sunt oameni extraordinar de pasionați și de buni în ceea ce fac români. Vorbim de IT români. Și atunci, având această structură cu expunere la nivel global, noi le dăm posibilitatea să vină în cadrul comunității să prezinte un subiect. Avem, bineînțeles, este un manager de proiect pentru care se ocupă de organizarea, de setarea dății și așa mai departe, promovarea evenimentului. În colaborare cu acest manager de proiect, în cazul de față este Ruben Luca, în cadrul comunității de la București, de la Microsoft, se organizează webinarul și este cu expunere la nivel întregii comunități. Ulterior, acest webinar se înregistrează și se urcă pe un canal de YouTube. Deci dacă cineva merge pe YouTube și caută Romanian IT webinar, acolo o să vadă că o să găsească câteva linkuri. În momentul de față avem, cred că, 3 sau 4 sesiuni înregistrate, plus, apropo de activitate online, o altă activitate extraordinar de bine primită au fost sesiunile de Startup Feedback Session, coordonate de Cezar Grigore, la fel este un CEO a unui companie index.io trecut prin Y Combinator, deci cineva cu experiență în domeniu, care invită ownerii de startup-uri și de la Cluj a fost Coinflux, de la Vlad, nu mai știu exact numele, Vlad, și a prezentat. Ownerii de startup-uri prezintă și primesc din partea comunității, la nivel global, asta e un lucru foarte important pentru că ai o expunere și ai ocazia să beneficiezi de knowledge-ul unor persoane care au altă viziune, să primească feedback. Primesc feedback și astfel încât noi ajutăm să își îmbunătățească și să promovăm, pentru că ulterior noi creăm și un articol pe blog.romanianit.com, este un blog colaborativ, oricine poate să vină să propună subiecte de interes și facem o rezumat al sesiunii de Startup Feedback Session, care ulterior, fiind pe Medium, acolo există iar expunere. Deci mai multe modalități în care noi încercăm să promovăm inițiativele române și membrii și tot ceea ce există de calitate. Foarte interesant. Bun. Și acum o întrebare așa pe viitor. Cum vezi România în IT peste 5 ani? Cum crezi? Cum ți-ar plăcea ție să fii organizația atunci? Hai să o zic întâi la un an și după aceea și la 5. Okay. Anul ăsta noi ne dorim să ajungem, în momentul de față suntem 800 și membri înscriși organic pe site. Vrem să ajungem la 2500 de membri.
și la 10 centi deschise. În ritmul în care am început lucrurile și suntem abia la începutul anului, cele 10 centri n-ar trebui să fie problemă. Deci 2500 de membri. De ce e important acest lucru? Pentru că, bineînțeles, se știe că există și o filtrare care se face, o filtrare naturală, și alegem calitatea din cantitate. Iar pe o viziune de 5 ani să ajungem undeva la poate 50 de centre. Avem deja structuri similare cu România în IT care s-au dezvoltat pe modelul ăsta, deci nu e ceva nerealist. Da. Și cel mai important ar fi România în IT să devină de fapt o structură, putem să o gândim așa, cu piloni, care să permită colaborarea bidirecțională între tot ceea ce înseamnă IT românesc din diaspora și din România. Exemplu concret, știm că România acum trebuie să se focalizeze pe dezvoltare de produs, pe mindset, de business, de marketing, și atunci una dintre posibilități este această colaborare cu exteriorul, unde deja există. Da? Eu, de exemplu, locuiesc la Paris și lucru care l-am învățat de când am plecat și am concret trăind acolo, au un mod de a se raporta la IT dintr-o perspectivă business. Tehnicul rămâne un pic în spate, pentru că partea de execuție nu devine cea mai grea, ceea ce permite dezvoltarea pe durată mai mare și, bineînțeles, monetizare și așa mai departe. Deci escalare, dacă ar fi să o numesc așa. Această infuzie de mindset dinspre Paris, Londra, San Francisco, centrele de influență în momentul de față la nivel de IT, poate să accelereze modul în care merge România în continuare, se dezvoltă în continuare. Am înțeles. Bun. Și acum, la final, de fapt, putem să zicem și ce încercăm să facem luna viitoare, cititorilor noștri. Practic, vom încerca să avem o primă lansare a revistei Today Software Magazine în afara țării, și anume la Paris, și împreună cu Romanian IT să avem lansarea aceasta undeva între 10 și 12 aprilie. Dar vă vom ține la curent. Mulțumim, Valentin. Mulțumesc.